Vântul a făcut ravagii în toată țara, dar mai ales în capitală. Copaci smulși din rădăcini, stații de așteptare distruse, panouri publicitare rupte și foi de ardezie puse la pământ. Și toate astea în doar câteva ore în care rafalele puternice au cuprins țara. Rețelele de socializare au fost împânzite cu imagini din capitală surprinse de trecători. În acestea se vede cum arbori uriași au fost smulși cu tot cu rădăcini din pământ, iar unele crengi au distrus mașini, acoperișuri ale locuințelor, dar și-au pus în pericol zeci de vieți. Asta li s-a întâmplat unor locatari de pe strada Onisifor Ghibu, care s-au pomenit cu un arbore dobărât chiar la ei în curte. Din fericire, în momentul incidentului, în preajmă nu se afla nimeni și nu au fost persoane rănite. Crengile rupte de vânt au fost însă o problemă aparte pentru mai mulți șoferi care s-au pomenit cu mașinile distruse. Dar nici acestea nu sunt singurele consecințe ale rafalelor. Mai multe fire de electricitate au fost rupte, prin urmare zeci de troleibuze au rămas blocate în trafic. Vântul le-a creat probleme și oamenilor de afaceri din Chișinău. Mai multe panouri publicitare au fost distruse. Cel mai mult a avut de suferit proprietarul unui centru comercial după ce vântul a smuls la propriu o parte din fațada edificiului. Amintim că meteorologii au emis cod portocaliu de vânt în toată țara pentru 24 februarie. În acest context, oamenii sunt îndemnați să fie prudenți și să nu iese din case dacă nu au o strictă necesitate și să nu se deplaseze în preajma copacilor sau a firelor de electricitate. În cazul în care s-au pomenit într-o situație excepțională, cetățenii sunt îndemnați să apeleze după ajutor la numărul de urgență 112.